Multe detalii, Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, au ajuns teste în școli, e drept pentru o singură testare, azi noapte și în această dimineață au fost livrate aceste teste. Zilele, într-adevăr, se schimbă, se va testa cel puțin în această săptămână, în ziua de marți și apoi, dacă vor mai veni și alte teste, se vor face în ziua de vineri. Invitatul meu de astăzi este Radu Silaghi de la Ministerul Educației. Bună dimineața! Mulțumim că sunteți cu noi. Care este, până la urmă, problema cu aceste teste? Le avem, nu le avem? A început această testare, o oprim, o suspendăm? Ce se întâmplă? Bună dimineața, nu o suspendăm, testarea continuă. Din păcate, au fost probleme cu livrarea testelor de către furnizorii cu care s-au încheiat aceste contracte, cadruri și contracte subsecvente. Nu au reușit să obțină la timp importul de teste din țările care le produc, astfel încât au fost întârzieri și la livrarea lor către școli. Sâmbătă s-au livrat 2 milioane de teste suplimentare care au fost distribuite ieri în cursul nopții în județe și apoi către școli. Cred că mai sunt 1-2 județe în care încă nu au ajuns testele până la această oră, vor ajunge în cursul zilei și vor fi distribuite fie în această seară, dacă în cel mai rău caz nu ajung până la ora 12-13 mâine dimineață elevilor din aceste județe, și testele se vor face mâine în această situație, deci marți. Oricum, testarea continuă. Din păcate, este o problemă logistică. Logistica este foarte complexă. Înțeleg că este un număr foarte mare de teste care a fost comandat și nu s-a putut livra la timp. Sunt și probleme de transport dinspre China, spre Europa. Sunt foarte multe probleme care nu țin neapărat nici de Ministerul Educației, nici de Ministerul Sănătății, nici Ministerul de Interne, ci pur și simplu de situația în acest moment în lume, în ceea ce privește livrarea, producerea și livrarea acestor teste. Bun, deci se vor testa elevii marți. Pentru ziua de vineri vor exista teste? Din nou, există un contract semnat care presupune că până cel târziu miercuri aceste teste ar trebui livrate în școli. Dacă vor fi livrate sau nu, vom vedea în funcție de cum le primește și IGSU. Nu avem o garanție în momentul de față, însă se fac eforturi în acest sens. Vreau să mai vorbim un lucru, și anume s-a discutat foarte și se discută acum foarte mult despre acuratețea acestor teste sau despre ipoteza că părinții poate nu le-au făcut corect. Din cele 88 care au fost pozitive, jumătate au fost, înțeleg, confirmate de PCR, oricum foarte puține, având în vedere că s-au făcut peste 1,5 milioane de teste. Corect, acesta este un lucru îmbucurător din punctul meu de vedere. Faptul că s-au confirmat atât de puține înseamnă că, într-adevăr, în școală, în rândul copiilor, incidența este mult mai mică decât ne așteptam sau decât ne temeam. Pe de altă parte, în ceea ce privește acuratețea testelor, mi este greu să comentez. Au fost autorizate de Ministerul Sănătății, de autoritățile competente, Agenția Națională a Medicamentelor. Nu cred că o putem pune la îndoială. Modul de aplicare, însă, într-adevăr, poate fi în primele teste, s-au făcut erori, nu s-a ținut cont de instrucțiuni în totalitate. Vom vedea pe măsură ce avansăm dacă crește această rată, dacă acuratețea lor va fi mai mare. M-a surprins și pe mine faptul că doar jumătate din cele pozitive au fost confirmate prin teste PCR sau uneori chiar mai puține. În unele județe am văzut că aproape niciun test nu a fost confirmat ulterior. Cred că va trebui să vedem și modul în care se aplică de către părinți, dacă rezultatele raportate sunt cele reale, adevărate, sau dacă într-adevăr se recurge la cele tertipuri de care am auzit de către unii elevi mai mari pentru a scăpa de o zi, două de școală. Mulțumim foarte mult. Există totuși o speranță ca de anul viitor testele să fie făcute la timp. Asta înseamnă că în perioada vacanței de iarnă să se facă sau să se refacă stocurile. Atât acum, mă întorc la voi. Mulțumim frumos, Bogdan! Într-adevăr, e ceva dubios cu testele pe bază de salivă. Nu știu nici eu exact care este rata de dat greș, dar știu că și eu mi-am făcut pe final atunci când am fost bolnav și 2 mi-au ieșit fals negativ, așa că nu știm dacă ne putem baza neapărat pe ele.